Salut! Sunt Mădălina Panchi și astăzi voi afla ce înseamnă să dai la creață. Îmi puteți spune ce înseamnă expresia populară românească a da la creață? Nu! Ne puteți spune ce înseamnă expresia populară românească a da la creață? Mai repetați-o! A da la creață. La creață? La creață. Nu pot să n-am. A da la? Creață. La creață. Adică ceva de păr, cu creț. Așa mă gândesc eu. Vă duce la ceva legat de păr? Da, așa ceva. Bună ziua, ne puteți spune ce înseamnă expresia populară românească a da la creață? Nu. Dar ce bănuiți că înseamnă? Nu. Nu zic nimic, că mi-e bine așa. E prea devreme? Prea devreme. Bună ziua! Îmi puteți spune ce înseamnă expresia populară românească a da la creață? Cum? A da la creață. Da. Ce înseamnă? Nu înțeleg. A da la creață. Da. Ce înseamnă? Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Ce înseamnă expresia populară a da la creață? A. Cum? Te dai în cap. A da în cap? Da. Bună ziua! Ne puteți spune ce înseamnă expresia populară românească a da la creață? A da la? Creață. La creață? Creață. Nu înțeleg. La creață. Nu știu. Domnule șef, eu nu știu nimic. Adică unde? Poftim? Unde spuneți la vas? Nu înțeleg. A da la creață. Păi asta vă întreb și eu. La ce vă duce gândul când auziți expresia asta? Eu dar la mingea. Unde ce-a făcut? Eu dar la mingeac. Îmi puteți spune ce înseamnă expresia populară românească a da la creață? Așa, a da la creață? Da. Păi, e prostie? Nu neapărat. Nu. La ce vă duce gândul? La prostie. Cum ar veni? Puneți. La creață, ce se dai la creață? Care are părul făcut creț, nu? Sau? M-ați gândit și la altceva, sigur. E, nu, ce, nu mai spun. Bună ziua, ce înseamnă expresia populară românească a da la creață? Habar n-am. La ce vă duce cu gândul? Sincer, nu știu. Dacă vă dau un indiciu? Ia, dați-mi un indiciu. Aseară am dat la creață. Ce înseamnă? Nu știu. Am vomitat. Dacă vă spune un prieten, aseară am dat la creață, la ce vă duce gândul? Asta înseamnă că a băut prea mult. Și a dat, la noi în Bucovina se spune, a dat la rețe. A, sunteți bucovinean? Da, a dat la rețe. Adică a vomitat. A dat la rețe. A dat la rețe. Dacă v-ar spune un prieten că aseară am dat la creață, la ce v-ar duce gândul? M-a fost să spun la cine? Spune, ne cenzurăm noi după aceea. Cred că ai fost cu o fată sau și-o făcut dragoste, sex. Dacă vă zice un prieten, aseară am dat la creață, la ce vă gândiți? E un termen de bășcălie, după mine. Bășcălie? Da, așa-l consider eu. Eu, să vă spun drept, un argou ăsta, un termen de... Hai să zic șmecher din ăștia care... ascund anumite... să zic, termeni care nu se folosesc. Cu ce v-ați ocupat? Am lucrat în silvicultură. Dacă vă spune un prieten de-a dumneavoastră, aseară am dat la creață, la ce vă gândiți? La ce mă gândesc? Da. Să-mi fac rost de un acord, nu? Cu slăutare. Dacă vă spune vreun prieten, aseară am dat la creață? Ei, o fost și el undeva. Unde? Ei, la un gagic. Eu dat la mingeac. Dacă vă spune un prieten, aseară am dat la creață? E ceva vulgar. E vulgar? Cât de vulgar? Ei, cât se poate. Ați mai auzit de expresia asta? O să o folosiți? Nu. Dacă vă spune un prieten, aseară am dat la creață, ce înseamnă? Nu pot să vă, e urât. E urât? Ce sunt e persoane maturi, spune. Nu pot să vă spun. Eu dat la mingeac. Am dat la creață. Am vomitat.
Ați mai auzit de expresia asta? Nu. La ce vă mai duce gândul? Doar la asta? La o prostie. Cum ar fi? Nu vă spun. Spuneți-o cât de frumos puteți. Da, la o... A, da, la...